Singur împotriva tuturor este un proiect expert forum împreună cu echipa filmului DCEU, la care s-a alăturat și Hot News. Ce sperați să obțineți Laura Ștefan și Tudor Giurgiu prin acest demers? Sperăm să obținem povești despre oameni care refuză să mai accepte presiuni din partea șefilor, din partea sistemului, pentru că presiunile astea nu vin întotdeauna din cadrul aceleiași instituții publice unde omul lucrează. Uneori există presiuni care se exercită și din partea altor instituții publice. Ce vrem este să arătăm oamenilor că nu mai sunt singuri, că România lui 2015 este profund diferită de România lui 2002 și că astăzi, dacă ies public și dacă spun ce li se întâmplă, există solidaritate și există posibilitatea ca alții să li se alăture. Aici voi face pe avocatul diavolului Tudor Giurgiu și voi vorbi exact ca politicienii și voi spune așa: aha, deci încurajați turnătoria, ne întoarcem în anii 50. Nu cred că e așa. O să o completez pe Laura spunând că nu cred că ne referim doar la instituții publice. Întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu un tânăr arhitect care a văzut filmul și care mi-a spus: domnule, zice, ce bine vorbesc personajele din filmul tău, pentru că și mie șeful, când m-am angajat la birou, nu știu ce mi-a spus, și cuvintele șefului de la tine din film, șeful, procurorul Panduru, mă rog, un fel de, nu, pornit, personajul născut, inspirat de... Da, și îl faci. Și cumva omul ăsta, repet, un arhitect mi-a spus: da, domnule, așa e, filmul ăsta trebuie văzut de mulți oameni tineri care să înțeleagă de fapt că e important să te lupți pentru principiile tale, e important să te bați și să... Și cred, apropo de analogia cu filmul și cu situația reală, Panaida și fost foarte singur în perioada. Să te bați, Tudor Giurgiu și Laura Ștefan, înseamnă să-ți asumi, să ai curaj, și am văzut tot mai mulți oameni care susțin lupta anticorupție, dar am văzut speriați, descurajați de numărul tot mai mare de cazuri de corupție, ajunse iată la vârful statului, la șeful statului în anturaj, la premier în anturaj, și spun așa: în țara asta nu se mai poate face nimic. E condamnat. Oricât am curățat, putregaiul a pătruns atât de adânc în societate, încât mai bine plec afară, măcar pentru binele copiilor mei. Nu cred că n-ați auzit asta. Cum contraargumentați? Eu pot să-ți spun ce am auzit pe lângă asta. Eu am auzit și am povestit cu prieteni din Bulgaria, filmul pe care l-am făcut eu, coproducție cu Bulgaria, care în momentul când se uitau la noi și le spuneam: păi, frate, la noi tot fotbalul este în pușcărie, toți șefii de cluburi, se uitau la noi și în Bulgaria chestia asta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Adică hai să vedem și partea bună, că tot timpul e foarte simplu să te uiți, să te gândești: da, știm din cine e formată clasa politică, știm ce s-a întâmplat și cum au ajuns în parlament și vedem tot putregaiul ăsta de care spui, hai să vedem și partea bună, faptul că s-a făcut ceva și curățenia asta continuă. Deci, eu cred... Convingeți-mă să nu plec, să rămân și să mă rupt. Păi, o să vă spun un lucru foarte simplu. Putregaiul ăsta exista și ieri, și alaltă ieri, și acum 100 de ani. Singura diferență e că acum îl vedem. Și îl vedem nu în gropile de pe străzi, nu în copiii care mor în spitale, îl vedem în dosare penale și la finalul acestor dosare penale vedem niște oameni condamnați care ajung în pușcărie și care își pierd averile. Mie mi se pare că România s-a schimbat profund și că, mă rog, ar trebui să ne asumăm această pagubă colaterală a mizeriei pe care o vedem zilnic în fața noastră. Cred că, de fapt, am șters acum de abur oglinda și ne uităm la ea și ne vedem exact așa cum suntem. Faptul că astăzi putem să vedem că oameni importanți, pentru prima dată în istoria României, ajung la pușcărie, este și meritul unor oameni care au făcut schimbări fundamentale în sistemul judiciar și a unor judecători și procurori curajoși care și-au făcut treaba dincolo de această, eu știu cum să-i spun, dezamăgire mioritică, ce se poate sumariza în expresia oricum nu contează. Unii oameni au crezut că de fapt contează și avem exemple nenumărate de oameni care s-au dus la DNA și au depus sesizări spunând că ceea ce se întâmplă în viața lor profesională nu este în regulă. Iar la finalul acelor sesizări am văzut condamnări pronunțate de instanțe. Deci contează și România se schimbă. E adevărat că există enorm de multă corupție. Dar să nu ne iluzionăm că dacă n-o vedeam ieri, ea nu exista. Singur împotriva tuturor e proiectul adresat în primul rând cetățenilor, nu atât elitei sau formatorilor de opinie. Pentru că
e limpede că acolo, în rândul cetățenilor, e nevoie de mai mult curaj sau mai multă asumare. Însă, iarăși o să vă întreb așa, am văzut cazuri când denunțătorul, de pildă, sau cel care și-a asumat să denunțe un act de corupție, a ajuns izolat la serviciu, a ajuns să fie dat afară, privit ca un ciumat, în tot cazul nu a fost bine după asta. Ce le spuneți acestor oameni care v-ar întreba așadar în felul următor? De ce eu, Tudor Giurgiu? De ce să mă sacrific eu pentru alții? Păi asta ține din nou, ține de propria conduită, de propriile valori, ține de cum vrei să te impui într-un colectiv, ține de lucrurile care contează pentru tine ca persoană, adică astea nu sunt niște lucruri care, de cât de mult îți pasă de fapt de părerea colegilor, da, sunt oameni, știu bine, am lucrat într-o instituție mare, în TVR, oamenii acolo veneau, unii semnau condica, își luau salariu, nu le păsa nici de performanță, nici de valori de genul celor pe care le discutăm, dar cred că dacă nu ești mobilă și nu ești obiect de recuzită, cum avem noi în film, și dacă, indiferent că lucrezi în justiție sau în altă instituție, dacă îți pasă, dacă ai o menire, dacă simți că nu ocupi timpul degeaba, lucrurile astea trebuie să te preocupe. Adică întrebarea asta e, mie unul îmi sună ciudat. Eu de când mă știu, în momentul în care am văzut că ceva nu funcționează, unii spun, ai gura prea mare, stai cu minte, nu fă valuri, nu, trebuie să facem valuri. Cred că nu putem să rămânem așa la nesfârșit, să ne mulțumim cu o stare, nu e ok. Pentru că nimeni nu o să ne facă curățenie în casă. De fapt, despre asta e vorba. Și să știți că de oarecare îndepărtare din cercul evenimentelor sociale dintr-o instituție, se bucură, între ghilimele, toți cei care denunță astfel de fapte peste tot în lume. Adică să nu vă închipuiți că dacă vorbim despre un om care dintr-o instituție coruptă are curajul să vorbească și să spună ce se întâmplă la mine în instituție nu e în regulă, tratamentul este neapărat diferit într-o țară vest-europeană față de România. Diferența majoră între România și o țară vest-europeană este că acolo, dacă ești într-adevăr îndepărtat din funcția respectivă, poți să ataci în instanță respectivă ordin și să primești despăgubiri semnificative. Noi avem o lege a avertizorilor de integritate, dar deocamdată n-am văzut să producă... Am avut cazul fericit și la Hot News, am prezentat de curând cazul unei angajate într-o multinațională, deci la privat, nu la stat, umilită de angajator, pusă să toace hârtie, exact. Și a câștigat un proces de discriminare la CDCD. Asta a încurajat-o să meargă mai departe într-un proces civil. Dar o să vă dau de data asta varianta meschină asupra vieții, Laura Ștefan și Tudor Giurgiu, și anume, nu mai este viața simplă deloc astăzi, oamenii au toți rate la bancă, te-am văzut și pe tine plângându-te de cât de mare e dobânda la credit, un motiv în plus să se gândească la liniștea lor. De ce să își strice tihna, confortul, denunțând, vorbind, acuzând? Dar câtă tihnă și confort au, de fapt, oamenii ăștia? Dacă șeful îți spune, semnează acest document și tu știi că documentul ăla este ilegal și că la un moment dat ai putea să fii tras la răspundere, să ajungi chiar, Doamne ferește, în pușcărie, pentru că ai semnat un document, fiindcă așa ți-a zis șeful, te mai bucuri într-adevăr de tihnă și relaxare? Mă întreb dacă toată tipologia asta a grăjdanilor din mediul public sau privat din România poate fi definită așa de un cuvânt larg, tihnă. Nu cred. Nu cred că oamenii ăștia care sunt forțați să facă lucruri nelegale sunt liniștiți în sufletul lor și nu cred că asta le dă convingerea că o vor duce bine și își vor putea plăti ratele. Pentru că de obicei când se schimbă șeful, noul șef care vine face un control cu privire la ceea ce s-a întâmplat în mandatul anterior. Și de cele mai multe ori, acarul pe un este cel care este tras la răspundere. Eu mai cred ceva. Pe lângă tihnă, ai mai spus un cuvânt important, liniște. Eu îți mărturisesc că detest liniștea. N-am copilărit, mă rog, am venit la facultate în București în anii 90, erau faimoasele, nu slogane, țin minte, cu președinte pentru liniștea. Eu nu mai vreau liniște. Noi am trăit 20 de ani aproape într-o țară unde era liniște, unde filmul care l-am făcut vorbește despre o perioadă unde ai fi zis, nu e niciun corupt, toată lumea e liniștită, mulțumită, a fost liniște suficient. Lasă acum să fie agitație, să se... Eu cred că trăim vremuri, zgomotul face bine. Cum ai spus, din experiența avută în TVR, nu toți oamenii au vocație de eroi, dar și cei care s-au născut, să zicem, mai curajoși.
Ce motive au să facă în România de azi pe eroi? Dacă e să răspund din proprie experiență sau ce mă mână pe mine în lupta asta, faptul că am un copil și mă gândesc că poate copilul ăsta o să vrea să rămână aici și cred că e firesc într-un fel, funcție de ce traseu o să aibă, să-i dai toate condițiile ca el să-și vrea să-și vadă un viitor profesional în țara asta, că doar nu o să plecăm toți și toți copiii. Ori cred că e important pentru mine, în acest moment al vieții și al carierei mele, să mă gândesc, să iau atitudine și să mă bat ca lucrurile să funcționeze mai bine și să lucrurile care le pot face eu și cu ce sunt eu în stare, cu filme, cu campanii de genul ăsta, deci asta putem face. Laura Ștefan, astăzi, la bilanțul DDA, am ascultat împreună discursul Liviei Stanciu, președinta în alte curs de casație, care la un moment dat făcea o trecere descurajantă în revistă a categoriilor sociale trecute pe la DNA. Practic n-a scăpat nimeni din țara asta, de la miniștri, președinți, primari, consilieri, avocați, judecători, procurori, ofițeri de poliție judiciară, medici, etc., etc., vame și așa mai departe. Întrebarea, de bun simț, este: nu se mai termină odată? Faptul că voi încereți astăzi să fac o muncă de implicare în denunțarea ilegalităților nu alimentează la nesfârșit lunga listă de penali și chestia asta pare o muncă de Sisif, oricât ai luat, nu se termină. Păi mie mi se pare bine că toți oamenii ăștia au trecut pe la DNA. Eu sunt convinsă că corupția în aceste sectoare exista și înainte. Doar că ei nu erau chemați niciodată să dea cu subsemnatul la procuror. În acest moment îi vedem la DNA și îi vedem pe mulți dintre ei în penitenciare. Îi vedem că își pierd averile, îi vedem că își pierd ani din viață. Corupția nu este generată de faptul că cineva o raportează. Corupția este generată de faptul că oamenii sunt, eu știu, avari și încearcă să se îmbogățească prin orice mijloace. Deci nu cel care vorbește despre un rău este cel vinovat, ci cel care produce rău în respectiva instituție. Așa încât nu m-aș îngrijora că vor crește, că va crește numărul celor care ajung la DNA. Dacă sunt corupți, foarte bine să crească. Este singura cale de a curăța România. Păi să crească, dar ați auzit-o pe șefa DNA, Laura Codruța Căveșe, astăzi, spunând, țipând de-a dreptul, disperată, că instituția e practic depășită în clipa asta de numărul uriaș de dosare. S-a triplat față de momentul înființării instituției. Procurorii, lângă care stăteam în sală, se declarau total depășiți în clipa asta de situație. Motiv pentru care Laura Codruța Căveșii a și pus în mapa celor prezenți o cerere de suplimentare a numărului de procurori cu 50. Da, cred că este adevărat acest lucru și cred că procurorii de la DNA au fost îngropați în dosare încă de la înființarea instituției, dacă e să fim corecți. Nu știu dacă deliberat sau nu, dar... Asta e un mod de a sufoca o instituție. Uite că de bine de rău DNA a reușit să supraviețuiască și a reușit să-și prioritizeze munca și să se ducă după dosarele care într-adevăr aveau finalitate. Dar cred că e absolut necesară mărirea schemei de procurori. În același timp însă, cred că este o decizie greșită din punct de vedere al politicilor publice din România să lăsăm rezolvarea corupției doar pe umerii procurorilor de la DNA. Este imposibil ca 200 de procurori, să spunem că mâine vor fi 200, să rezolve toată corupția din țara asta. Mai spunea un lucru foarte îngrijorător doamna Chioveș și astăzi. Spunea că numărul sesizărilor din partea organelor de control administrativ a scăzut în continuare și în acest an. Asta înseamnă că avem o întreagă zonă de instituții de control care nu-și fac treaba, care acoperă neregulile, care refuză să lucreze cu procurorii și preferă să acopere interese politice ale șefilor acestor instituții. Ăsta mi se pare mie cu adevărat pericolul în România. Și mai este o problemă aproape filozofică, Tudor Giurgiu, pe care o aud ridicată în aceste zile. Și anume, oameni care spun, ajungem Republica Procurorilor. Nu se mai semnează nimic în țara asta. Administrația și business-ul sunt blocate pentru că toți stau cu ochii cât cepele pe DNA și se tem de ziua de mâine. Ăstora, ce le spuneți? Eu cred că e o iluzie. Vi se pare asta că oamenii nu mai fac nimic și că
Eu mi-aduc aminte când era, vorbesc de Cluj, un oraș pe care știu foarte bine, în momente în care era primarul arestat, că avea fostul primar, domnul Apostu, negocia cu vânzătorii de pepeni sau așa, în același moment sau în aceeași perioadă sau ulterior, președintele Consiliului Județean își ținea agenda cu câți bani lua, câți bani da, cu șpăși. Deci eu nu cred că oamenii ăștia se opresc, adică nu cred că această eventuală ultramediatizare, eu nu cred lucrul ăsta. Sigur, inhibă, nu cred că inhibă, cred că oamenii vor vedem, sunt tot felul de metode, sunt chiar unele vizuale, filmice, aud acum de conversații pe FaceTime cu mesaje care sunt date doar că e o întreagă, oamenii dezvoltă tot felul de canale de comunicare, dar eu nu cred, din nou, nu cred că e un lucru negativ. Vrem liniște, vrem să ne întoarcem în anii 2000 când nu aveai voie să cazul Panait și Lele, l-am întrebat toată pe Lele, domnule, de ce chestia asta a devenit un cartof atât de fierbinte? Și mi-a spus, pentru că s-a mediatizat. Singur împotriva tuturor e proiectul EFOR, împreună cu realizatorii filmului De ce eu. Ultima întrebare, când credeți că va veni vremea, dacă va veni, când toți ceilalți politicieni, adică, se vor îndrepta împotriva celor care astăzi se simt cam singuri, DNA și alte instituții cheie? Nu anticipez o concordie națională vreodată pe un subiect atât de contundent cum este anticorupția. Anticorupția în sine... Dar întrebarea e, vă așteptați la o reacție din partea sistemului de tip 2012, când politicienii, atinși toți, de sus până jos, din toate partidele, vor realiza că puterea e totuși la ei, că procurorii ăștia depind de cele 50 de posturi aprobate, de buget, de legile pe care le fac ei. Nu e la procurori, e la politicieni. Vor reacționa într-o zi astfel încât să le ia instrumentele, să le taie din putere? Nu cred. Și ceea ce văd în ultima vreme este că Parlamentul aprobă în vasta majoritate a cazurilor cererile de urmărire penală și cererile de arestare. Dacă facem o comparație între 2015 și 2005, ne amintim că în prima perioadă de existență a DNA-ului real, vasta majoritatea cererilor îndreptate împotriva parlamentarilor sau a foștilor miniștri erau respinse pe bandă rulantă de Parlament. Astăzi, Parlamentul adoptă sau aprobă pe bandă rulantă cereri primite din partea justiției. Deci văd aici o schimbare de atitudine din partea Parlamentului. Sigur că nu pot să uit că a existat Marțea Neagră, în care s-a încercat castrarea instituțiilor anticorupție și cred că putem să mai vedem astfel de episoade. Însă cred că ceea ce trebuie să reținem este că în toți acești ani atacurile împotriva instituțiilor anticorupție au fost până la urmă blocate atât de voci interne cât și de ajutorul partenerilor externi. La fel de optimist? Sunt la fel de optimist și vreau doar să adaug că eu tot timpul făcând paralela asta cu anul 2002 și am documentat mult perioada asta, am găsit o declarație a fostului premier Adrian Năstase, care exact în februarie 2002, cred că îl cita pe Montesquieu și spunea, domnule, lăsați-mă cu separația asta puterilor în stat și cu... Treaba e un pic mai relativă, adică implicarea politicului în justiție, să nu fim atât de talib și de rigizi. Nu mai e așa. Adică cine se uită totuși la ce se întâmplă azi în țară, vede că felul în care politicienii tratau problema asta cu oarecare dispreț și cu oarecare aroganță în acei ani, nu mai e la fel. Cred că s-au cam speriat.